Nou caz de infecție nozocomială letală în spitalele din România. Un bărbat a murit uh, în spitalul Bagdasar Arsen din capitală după ce ar fi luat o bacterie în unitatea medicală. Conform certificatului de deces, una dintre cauze a fost infectarea cu bacteria Clostridium dificilă, susține familia bărbatului. Omul nu a mai apucat să împlinească 47 de ani. Este al doilea caz la Bagdasar Arsen în ultimele luni. Aurelian Iosifescu a căzut în cap de la peste 2 metri înălțime din remorca unui tractor în timp ce își ajuta un vecin. Soția sa l-a dus la spitalul din Câmpul Lung, unde s-a constatat că are vertebrele tasate și a fost trimis la spitalul Bagdasar Arseni, unde a fost operat de urgență. Femeia a crezut că recuperarea va fi rapidă, însă soțul său a început să se simtă din ce în ce mai rău. A ieșit cu bine din operație și după două zile a început să facă febră. Am întrebat ce are. Nu-mi spunea nimeni nimic. Am tot spus că dacă trebuie vreun medicament și nu există în spital, fac rost și îl aduc. Personalul medical mi-a zis că nu trebuie nimic, că are tot ce trebuie acolo. O lună a făcut febră. I-am întrebat pe cei de la spital de ce. Au zis continuu că nu știu. Nu știu. Când întrebam asistentele cum i-au ieșit analizele, mă pasau la domnul doctor, iar acesta nu stătea niciodată de vorbă cu mine. Spunea, n-am timp, sunt grăbit, am treabă. 5 săptămâni am stat lângă patul lui pe n-am plecat de lângă el. Niciodată nu m-am gândit că plec din spital fără el în viață. Povestește femeia sfâșiată de durere. Operația reușise, însă bărbatul nu a făcut față infecțiilor din spital. Pe 18 februarie soțul meu s-a simțit foarte rău. I-am anunțat pe medici. Au venit după un timp când au vrut ei. Asta s-a întâmplat la Bagdasar Arsen, pe secția de neurochirurgie etajul 8. Apoi, când l-au băgat la terapie intensivă, mi-au spus că a făcut șoc septic. Ultima dată am vorbit cu el când era la terapie intensivă la ora 9.30 când mi s-a dat voie să intru. Mi-a zis să am grijă de mine, că mă iubește, iar eu i-am spus să lupte, că suntem alături de el. Mi-a promis că o să lupte. Au fost ultimele lui cuvinte. La ora 15 m-au sunat și m-au chemat la el. Murise deja. Mai spune femeia care a declarat că nu poate da spitalul în judecată pentru că nu are bani. Dar aș vrea să nu mai moară și alții, mai ales tineret. Atât mai vreau, mai spune doinița Iosifescu. Nici mama lui Aurelian nu-și poate șterge lacrimile. Femeia în vârstă de 77 de ani este de neconsolat după ce în urmă cu două luni și-a pierdut și soțul. Și cum natul bărbatului decedat dă vina pe sistemul medical pentru tragedia din familia sa. Citind fișa în dimineața zilei de 18 februarie, era cooperant, conștient, stabil neurologic. În decurs de 12 ore, era a trecut decedat. Nu-mi explic ce așteptări să avem de la spital. Rezolvările sunt pentru cei care sunt acolo, în domeniu. Pe el nu o să-l mai aducă nimeni înapoi, spune bărbatul. Potrivit certificatului constatator al decesului, una dintre cauze a fost infectarea cu clostridium difficile. Însă purtătorul de cuvânt al spitalului Bagdasar Arseni, Florin Bica, a declarat că probele biologice recoltate pacientului și analizate la Institutul Victor Babeș pe perioada internării nu au confirmat prezența bacteriei clostridium difficile.